Deci nu mai... Puteți strângeți și mâinile pentru mai... Da, da, facem lățitură. No, pentru poze veniți mai, mai aici, mai... It's okay with flags? It's okay, it's flags, yeah. Right? Yeah. Thanks very much. It's, I think it's good to make some publicity for UACD. You okay? So mai facem? Okay. Okay. Noi suntem simetric, nu? Come here. Come. Like that. Okay. This really works. And a handshake now. And another handshake. It's clearly a post-pandemic world. You okay? Merci. Thanks a lot, sir. And say two, three words about VOECD. Yes. What, how many member states you have? 38. 38, okay. Mulțumesc. Astăzi trecem printr-o nouă etapă de intensificare a prezenței Republicii Moldova în plan internațional. Suntem angajați într-un proces de dezvoltare a unei relații mai structurate, mai profunde cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o organizație care reunește 38 dintre cele mai prospere și moderne state din lume, o organizație care facilitează cooperarea economică dintre aceste state și o organizație care joacă de regulă un rol crucial în eforturile statelor de a consolida democrația, o economie de piață funcțională, modernizarea economică, tranziția climaterică și OECD, OCDE, tradițional, ajută statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană să-și modernizeze administrația publică și economiile, astfel încât statele candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană să se pregătească mai repede și mai intens de momentul de aderare. Prin această prismă am lansat acest dialog structurat cu OCDE. Și aici aș mai menționa și faptul că România este pe ultima sută de metri în procesul de aderare la OCDE. Această aderare va mai dura un pic, dar România este la o etapă foarte avansată și pentru Republica Moldova este important să lansăm și noi un dialog mai structurat cu OCDE. Astăzi am discutat și pregătit textul unui memorandum de înțelegere între Republica Moldova și OCDE, care va crea baza pentru cooperarea dintre Moldova și OCDE, și am discutat în detalii elaborarea unui plan de acțiuni comun, care ne va permite să structurăm dialogul și să intensificăm reformele din țara noastră. Și scopul și obiectivul nostru comun este ca atât memorandumul de înțelegere, cât și planul de acțiuni să fie semnat pe parcursul acestei toamne într-o următoare întrevedere pe care o vom avea cu colegii și partenerii noștri. Dar putem deja anunța că împreună cu OCDE vom lucra pentru a moderniza economia Republicii Moldova, pentru a atrage mai multe investiții, pentru a fortifica capacitățile noastre administrative și pentru a accelera la această etapă aderarea noastră la Uniunea Europeană, împreună și alături de OCDE și, evident, atunci când Republica Moldova va corespunde standardelor necesare, evident, speranța noastră este că într-un viitor anumit vom fi în poziția de a aplica pentru OCDE, dar acest proces va mai dura. Vă mulțumesc! Domnul Thompson, o să vă rog și pe dumneavoastră să... Thank you very much! We're delighted to be here. This is a really important development for us. Moldova has cooperated with the OECD for quite some time, but within the framework of specific dedicated regional programs. Today we begin a phase of really trying to bring Moldova to the heart of OECD activities, to the core bodies of the organization. And I just want to emphasize that this is a form of cooperation with the MOU and the action plan that is quite rare for us to undertake with non-member countries. And the speed with which our members responded positively to this idea reflects both their awareness of the critical challenges Moldova faces in the current context and of the strong commitment to reform we have seen from the leadership of the country in recent years.
And we see this as a way of reinforcing our support to make Moldova's economy more resilient, more prosperous, more inclusive, and also supporting Moldova's path to European Union membership. Thank you. A, dumneavoastră să traduceți. Deci, în primul rând, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că suntem aici. Suntem, avem mare plăcere de a fi în Republica Moldova. Este o evoluție foarte importantă din partea noastră, pentru noi. Și, într-adevăr, Republica Moldova colaborează împreună cu ONG de mai mult timp. Astăzi, de fapt, noi am lansat aceste încercarea de a aduce Republica Moldova pe calea sau mai aproape de activitățile de bază ale ONG și de a deveni parte și a apropia mai mult de organele de bază ale acestei organizații. Într-adevăr, această formă de colaborare pe care o lansăm acum cu Republica Moldova, memorandumul de înțelegere, este o formă de colaborare care este foarte rar utilizată de către OECD în legătură cu statele non-membre ale acestea și viteza cu care au răspuns statele membre ale OECD la dorința de a semna un astfel de acord de memorandum de înțelegere cu Republica Moldova este dovadă a faptului că Republica Moldova se confruntă acum cu foarte multe provocări și, în afară de aceasta, e dovadă a recunoștinței angajamentului țării față de reformele de care este nevoie. Și, într-adevăr, scopul nostru este împreună pentru a ajuta Republica Moldova să ajungă și să aibă o economie mai rezilientă și mai prosperă pentru toți. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Thank you. Thank you very much. It was a pleasure. So, we'll see you again soon. Yeah. It's all come for the peace forum and let's hope we sign.